Mulțumesc din suflet! Vă iubesc și așa cum am spus, dacă mâine doriți să ne revedem, ne întâlnim la Bujoreni, la mănăstirea aproape de Bârladul dumneavoastră. Vă iubesc, dragii mei, la revedere! Sunteți minunați! Dacă eu v-am cucerit pe dumneavoastră, înseamnă că e un lucru minunat, dar vreau să vă mărturisesc că m-ați cucerit definitiv. Poate mă face cetățean de onoare, poate mă înfiază pe și mă adoptă domnul primar. Mulțumesc! Mulțumim frumos, Eliana Sima! Thank you.
frumos! Domnilor și domnilor, ca de fiecare dată, o încântare, o bucurie reală să-i ascultăm și parcă pe cuvântul meu de nu, pulsul României astăzi se dă de la bârlad. Mulțumim, maestre, vă felicit încă o dată, așa cum facem de fiecare dată când ne întâlnim și asta este, de fapt, spre bucuria dumneavoastră, a celor care ne ascultați astă seară. Doamnelor și domnilor, în clipele următoare rămânem în Basarabia cu un invitat special pe care ni l-a recomandat maestrul Bodgros la Odată în Viață. A debutat în cadrul programului Odată în Viață și de atunci România are ușile deschise pentru el. A venit cu un repertoriu care vorbește despre România, care vorbește despre Basarabia, care vorbește despre valori românești. Foarte multe șlagăre pe care le-a semnat în ultimii ani, videoclipuri speciale realizate pentru fiecare dintre piesele sale, spectacole gândite într-un anume fel și cu foarte multă atenție, recomandăm un artist cu totul deosebit. Doamnelor și domnilor, prin timbru, prin simpla sa apariție, sunt convinsă că vă cucerește și pe dumneavoastră în această seară. Doamnelor și domnilor, Ion Paladi! Basarabia visoră, nu lăsați-vă de la urmă.
la voi străbunii, că mergem la voi străbunii. Mulțumesc din suflet, bună seara, bine v-am regăsit, dragii mei! Mă bucur că am revenit la Bârlad, alături de cea mai minunată orchestră, Lăutare de la Chișinău, în frunte cu maestru Nicolae Bodgros. Mulțumim din suflet, dragii noștri! Sunteți un public minunat! Vreau în continuare să vă cânt o melodie mai de suflet, să o dedic pentru toate mamele noastre scumpe și dragi, pentru cele care ne-au dat viață, care ne-au crescut, care ne-au învățat și ne învață tot lucruri frumoase. Mama mea, icoană sfântă pentru toate mamele de la Bârlad! Eu cred că părinții noștri, mamele noastre, merită toate aplauzele. Ia să văd, haideți cu bine, hai Bârlad, sus mânuțele, toată lumea! Să-și te
Mulțumim din suflet, să le dea Dumnezeu sănătate multă, multă părinților noștri și să aibă numai bucurii de la copii și la nepoții. Aplauze pentru acești copilași care sunt viitorul. Internet, ia uitați-vă, cât de frumos a zis asta. Așa!
Lăutarii de la Chișinău în frunte cu nașul meu, Corneliu Bodgros. Dați aplauze, dragii mei! Și maestru Nicolae Bodgros. Vreau să vă spun că de aceste aplauze de care mă bucur eu se datorează aceste orchestre minunate și acestor doi oameni mari, cu suflet mare, care fac multe lucruri pentru mine și o să-i port în suflet toată viața. Aplauze pentru familia Bodgros și lăutarii de la Chișinău! Și acum, în continuare, o să vă cântăm melodia care știu că vă place foarte mult și m-aș bucura să o cântăm împreună. Cântăm Bârlad împreună? Să se audă și la Chișinău, să cânte toate neamurile. Ia să vedem! Haideți! Așa, 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 mă!